Unguru Bulan vine la DGFM. Nu-i bai dacă-i musai. Băgați traducerea! Bun găsit pe Cluj Arena, locul de desfășurare a meciului dintre Italia și Elveția sub 21. Cum, au dat doi oameni afară deja? Nu, colegul, sub 21 de ani. E campionatul european de fotbal sub 21 de ani. Meciul începe, suntem în Cluj-Napoca, orașul de 15 stele. Hop, 16 stele, tocmai s-a aprins nocturna. California României, dacă socotim după chirii. Da, bine, dar aici nivelul de trai este foarte ridicat. Absolut, își permite toată lumea. L-ați auzit deja pe colegul meu, Gușterian Domozină, care împreună cu mine, Felie Dobre, va comenta acest meci. Adevărat, și trebuie să spunem că UEFA ar trebui să se simtă norocoasă că România a acceptat și ea să țină câteva meciuri la București și la Cluj. Absolut, mai ales că pe stadioanele astea se puteau ține acum evenimente mult mai importante. Rotativa, Bacul, ieftinirea alimentelor. În fine, am făcut un compromis și am zis, hai, fie, altfel unde s-ar fi dus? În Viena? Aud crainicul, se face o schimbare. Atenție, s-a pierdut o pereche de ghete din vestiarul Italiei. A, nu, s-a pierdut o pereche de ghete, nimic important. Să ne îngrijorăm, Felie Dobre. Nu, nici vorbă, dar cine fură în Cluj-Napoca, ești nebun? Un incident izolat, să ne întoarcem la meci. Da, și dăm legătura la firul ierbii. Pe marginea terenului se află colegul nostru, Coptil Ștucan, ne auzi? Vă aud, Gușterian Domozină, este un meci frumos până acum, Italia conduce cu 2-0. What? S-au marcat deja două goluri? Da, noi eram atenți la altceva aici. Dacă juca România, era deja 4-0. România a pierdut cu Ucraina, Felie Dobre. Aha, whatever. Și se pare că se va face un anunț la microfon, poate o schimbare. Atenție, a dispărut o pereche de ghete din vestiarul Italiei. Iar s-a mai dat anunțul ăsta. Altă pereche de ghete. Doamne, cum e posibil? Vă rugăm, nu mai furați. Vă mulțumim. Ce spui, Felie Dobre, ha? Nici acum nu ne îngrijorăm? Nu, precis un jucător și-a pierdut echipamentul și dă vina pe organizator. Penibil. Ești sigur? Absolut. Păi cine să fure în Cluj? Tu te auzi ce zici, măi? E o farsă, precis. Colegii, mă auziți? Da, Coptil Ștucan, te auzim? Meciul se încheie 3-2 pentru Italia. Deja? Doamne, cum au zburat ghetele, gogolurile pe lângă noi. Dar italienii ies înapoi de la cabine și acuză că li s-au furat toate ghetele. Nu, nu se poate. Ei, acum ce zici? Probabil cei de la UEFA i-au furat ca să ne acuze pe noi. Să zică mersi că i-am primit. Dar iată, un steward fuge pe teren cu un sac în spate. No! Of, Doamne, ai avut dreptate, Gușterian Domozină. S-a furat mireasa. A fost un meci cu goluri multe, dar s-a marcat și la vestiar. Așa este, n-am bătut pe teren, dar le-am dat în vestiar de i-am ascultat cu urechea. Pe acest stadion urmează Antoldul. Veniți desculți! Iată imaginea fotbalului românesc. Dacă nu ne fură arbitrii, ne furăm singur căciula. Noapte bună, România! O secundă, coleguții! Da, da, Coptil Ștucan, ce se întâmplă? A venit poliția, FBI-ul! Vă interesează o pereche de Adidas cu crampoane 42? Poftim? Îi vând, că mi-e mis mare! Ascultă-l pe Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.